ce credeți că s-a întâmplat în suta asta de ani care a trecut? Ce se întâmplă, numai nenorocit. Deci nimic bun? Nimic bun. Dar ce crezi că ar trebui să se schimbe în România? Să schimbe conducerea, ăștia nu-i bun de nimic. Deci nu-s bun ăștia? Nu-s bun ăștia. Am fost proști chiar mare. Proști rău. Nu i-am votat. Asta de ani ce am produs noi au furat ei. Da. Ne-au distrus și fabricile, ne-au distrus și agricultura, ne-au distrus tot. Acum vor să ne ia și porcii din curte, că zice că e pesta porcină, dar bănuiesc că nu e asta motivul, că e pesta porcină. În suta asta de ani, ce s-a întâmplat pentru România bun? Sau pentru dumneavoastră? Nu e nimic. Dar spun că chiar mai... Rău lucru s-a întâmplat cu partidele politice. Rău? Rău. Partidele politice ne-a dus în jos, nu ne-a dus în sus. Și bun? Nimic nu vă vine? Nimic. Am trăit mai rău decât trăiam. De ce mai rău acum? Oți are bani, oți are bani. Cred că e mai rău ca acum 100 de ani. Mai ce dacă mai rău e. Nu? Nu pentru toată lumea. Eu pentru noi, dar pentru ei, poți care la putere. Muncitoare, pentru bandiții ăștia nu e. Ăștia și-au făcut vile. Și acum ne facem mall-uri și magazine de cumpărat. Păi și nu e bine. Păi nu e bine. De ce? Și oamenii unde mai muncesc? Păi nu e bine că nu. Păi la mall, de ce nu se la mall? Păi ce să ne muncesc la un mall, mă? Întâmplat numai rele? rău, din ce în ce mai rău. Deci nimic bun nu s-a întâmplat. Nimic, totul merge în rău. Tot, absolut tot. De acord cu mine că tot pe timpul Lălicu a fost mai bine? Ca acum? Da, mă, dar nu pentru toată lumea. Ăia care au avut sute de hectare, mii de hectare și le-a confiscat și le-a luat partidul normal, că n-a fost bine. Au fugit în țară, i-au deportat, i-au... N-a fost bine pentru noi, pentru clasa muncitoare, a fost bine. Acum 100 de ani, 100 de ani, la 1917-18, acei oameni au murit în locul nostru. Și-au dat viața pentru credință, pentru biserică, pentru țară, dar... La ora actuală, în secolul nostru acum, după 100 de ani, ăștia au distrus România, țara. Ne-au influențat toate, dar normal că ne bucurăm. Eu sunt ardeleancă. Sunt de la Sibiu și atunci cu atât mai mult resimt, uite, am coborât special să simt un pic și eu spiritul străzii. Pentru noi a fost important, pentru Ardelen, faptul că am reușit să fim o țară. Bunicii mei sunt basarabeni, o parte din bunici, tot așa, deci faptul că eu sunt aici acum înseamnă foarte mult pentru mine. Tata a fost frizer. Și când mergeam la școală, eram în clasele primare, trebuia să ducem o adeverință. Ce e tata? Frizer. Mic burghez scrie acolo. Avea un atelier.
mic burghez. Nu se înființaseră încă cooperativele de stat. Și fiind mic burghez, n-am avut voie să dau examene pentru clasa 9 spre liceu. Adică au fost multe probleme. Am muncit el singur 5 ani, avea 4 copii și am făcut o casă. După 5 ani ne-a demolat Bucureștii Noi, unde s-au făcut primele blocuri rusești. Gen rusești, care sunt prin București diverse zone, în frățirea între popoare. Am trecut de partea rușilor și na, regele a fost trimis în altă parte să nu pară ce, ce a fost. Și de acolo a venit și comunismul peste noi, că na, au câștigat rușii războiul. Și de asta zic că s-a întors la 180 de grade, că poate dacă rămâneam cu naziștii, poate era altceva. Mă gândesc, nu știu, poate dacă ar fi câștigat războiul, nu știu ce să zic. Ăștia jandarmeria trebuia să scoți acum, să-i pozezi, evitat. Vezi că și-au pus antirouă, niște așa, așa. Astea 100 de ani. Păi, în primul rând, tatăl meu a fost în ambele războaie. E mort de mult. Povestirile lui, că eu sunt cel mai mic copil din 12. Și am apucat mai mult din povestirile lui. Era o plăcere, mama ne povestea când ieșeau cu la plimbare pe Calea Victoriei cu regele Mihai. Da, eu trăiesc mai mult afară și sunt venită special pentru evenimentele astea. Îmi pare rău că n-am ajutat Alba Iulia, dar n-au mai fost bilete, frig, am avut o accidentare la picior și mă deplasez mai greu, dar place, iubesc România și aș vrea să fie ca pe vremea regelui și a regilor. Ei au făcut mult pentru țara noastră. Cine mafioți! Adică în afară de perioada comunistă, care și bunicii și verii mei și au avut de suferit, adică n-au, au fost confiscate ce au avut. Pământ, animale, nu știu ce, pot să zic că m-a influențat foarte mult. Sau n-am fost influențat de un eveniment mai mult decât intrarea în Uniunea Europeană și în NATO, pe mine personal.